Credi per un articolo 5 al Convento Europeo. Trebuie să înțelegem care e scopul acestui articol. Deci diferența între dreptul sovietic, care nu l-a moștenit, și dreptul european, anume și constă din aceea că dreptul sovietic nu tot, niciodată nu s-a dus să discuta scopul unei măsuri, scopul unei legi, scopul unei reguli. Este regulă și gata, așa dorește partidul. Și trebuie să-l urmărim, să-l respectăm. Nu putem discuta scopurile urmărite. Același lucru am observat și în legislația Republicii Moldova. Practic, foarte puține legi conțin scopul urmărit al acestei legi. Pentru ce nu ne trebuiește această lege sau această măsură legală? Pe când acest criteriu, scopul urmărit, el este crucial în dreptul european. Crucial. Dacă noi nu cunoaștem și scopul unei măsuri, scopul unei legi, noi nu putem corect să interpretăm această măsură, această lege. Anume, scopul urmărit ne ajută nou să determinăm care trebuie să fie căi corecte de interpretare și cum trebuie să fie interpretată corect legea sau măsura aplicată. Iată, scopul articolului 5 al Convenției Europene, dreptul la libertate, este asigurarea că nicio persoană nu va fi arestată în mod arbitrar. Nu va fi arestată pur și simplu din cauza că cineva vrea ca această persoană să fie arestată. Scopul articolului 3 este, articolul 5 al Convenției Europene este crearea unor garanții echitabile împotriva unei arestări ilegale, împotriva unei arestări arbitrare. Și scopul acestui articol este apărarea cetățeanului față de stat, față de guvernul care conduce pe un anumit teritoriu. Măcar că dacă îl legăm de articolul 1 al Convenției Europene, putem spune că el apără și relația pe orizontală între cetățeni, că nici alți cetățeni nu au dreptul să ne lipsească de libertate. Statul este obligat în virtute articolul 1 din Convenția Europeană, obligațiunea pozitivă, să verifice ca să nu fie încălcat acest principiu, dreptul la libertate, și pe orizontală între cetățeni. Dar, totuși, scopul principal al Convenției Europene și al articolului 5 este de a apăra persoane împotriva acțiunilor arbitrare a guvernului. Acum, ca să înțelegem deci, care este totuși esența mijloacelor aplicate și prevăzute în Convenția Europeană, trebuie să înțelegem câmpul unde acționează acest articol 5 al Convenției Europene. Câmpul articolului 5, rațiunea materia, este anume libertatea de mișcare a unei persoane. Libertatea de a se deplasa, chiar dacă doriți. Libertatea de a fi liber și să nu fii privat de dreptul de a se mișca. Așa cum dorești tu. Cu alte cuvinte, orice persoană care este oprită, care este împiedicată să se deplaseze în mod liber, se consideră că deja intră în câmpul articolului 5 al Convenției Europene. Deja intră. Chiar și plasarea pe dumneavoastră pe o insulă, de unde din care dumneavoastră nu puteți pleca, deja este ingerință în dreptul dumneavoastră de la libertate. Măcar că pe o insulă, clar că ce fel de închisoare, da? Chiar dacă nu există închisoare, oricum dumneavoastră sunteți privat de libertate, de posibilitate de a se deplasa. Plus, tot timpul trebuie să vă gândiți logic. Tot timpul. Convenția Europeană niciodată nu a fost creată pentru ca să o învățăm pe de rost și să creăm un cadru rigid de acțiuni care pot viola drepturile fundamentale ale omului, în special dreptul la libertate. Tot timpul trebuie să vă gândiți logic. Dacă acțiunile statului, spre exemplu, guvernului, cumva afectează acest drept la libertate, dacă este o ingerință în dreptul la libertate a unei persoane, dacă persoana are posibilitatea să se deplaseze liber, atunci și acolo unde dorește. Este foarte important acest lucru. Plus la acestea, trebuie să înțelegem că această ingerință din partea statului în acest drept la libertate trebuie să fie esențială. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că sunt polițiști aici. Cam așa se înceapă a interpreta în mod arbitrar. În mod esențial înseamnă că totuși ingerința în dreptul la libertate trebuie să fie suficientă. Spre exemplu, s-a apropiat de dumneavoastră un polițist și vă întreabă familia dumneavoastră, cine sunteți, unde domiciliați. Aceasta nu durează întrebarea mai mult de 30 de secunde.
практики, на честь тип дня сну пути спликать. Говорят, что, скажи, был Господник и стал спилок, шхай дискутив, Господник слайн требе. Кто от очистия часто есть у инжирицы, în dreptul la libertate, dar nu este esențială, deoarece a durat foarte puțin timp. Fomentul european nu a fost creat pentru examinarea unor astfel de ingerințe neînsemnate. Ea a fost creată nu pentru apărarea cetățenilor împotriva unor ingerințe esențiale. Altceva dacă această interogare durează o ori două, e deja altă chestie, deja eu pot să o calific ca esențială. Dar tot timpul când discut, spre exemplu, cu persoanele care reprezintă guvernul, ei se folosesc de aceste termeni de care eu, spre exemplu, vorbesc sau alți vorbesc și încep a invoca acest lucru chiar pentru a priva persoana de libertate. Că eu am dreptul, că asta nu este esențială. Nu. Problema constă în faptul că nu trebuie să abuzezi de puterea. Orice abuz în putere deja este violarea drepturilor fundamentale ale omului. Toate acțiunile guvernului trebuie să fie cu bună credință. Trebuie să urmărească scopul legitim. Și trebuie să fie proporționale cu acest scop urmărit. Aceasta este regula generală a Convenției Europene. Totodată, Convenția Europeană nu interzice privarea unei persoane de libertate atunci când există o necesitate. Dar când poate exista această necesitate? Și iată aici juriștii, când au elaborat Convenția Europeană pentru drepturile omului, ei au fost cu bună credință, apropo. Nu au studiat dreptul sovietic. Am studiat dreptul contemporan și au stabilit că prima regulă care trebuie să fie în acest articol 5 al Convenției Europene este regula legalității. Ea este primul paragraf al Convenției, al articolului 5 al Convenției Europene. Regula legalității privării de libertate. Cu alte cuvinte, ce trebuie să facă statul conform acestui paragraf? În primul rând, să creeze cadrul legal care să privadă cazurile de privare de libertate și garanțiile persoanei împotriva unor privări de libertate arbitrare. De asemenea, statul aici trebuie să privadă în legislația garanții împotriva arbitrarului din partea statului, din partea organelor statului. Și aici nu importă care organ al statului. Chiar și un medic care lucrează la instituția de stat, la instituția medicală care aparține statului, este responsabil pentru respectarea acestui articol 5 al Convenției Europene, deoarece el tot lucrează la stat și tot reprezintă guvernul. De ce? Noi tot timpul discutăm faptele ce țin de activitatea guvernului, țin de activitatea reprezentanților statului, pe plan vertical. Legalitatea este prima regulă care este prevăzută în articolul 5, paragraful 1 al Convenției Europene. Presupunem, statul a creat cadrul legal. La noi există Constituția, există legi care privesc posibilitatea privării unei persoane de libertate. Și este prevăzută chiar procedura cum trebuie să fie persoana privată de libertate. Sunt prevăzute și garanții împotriva arbitrarului. În principiu, în Republica Moldova există cadrul legal necesar. În principiu. Însă Curtea Europeană spune că nu este suficient să fie creat numai cadrul legal. Mai e nevoie ca acest cadru legal să fie corect aplicat în practică de către organele statului, de către organele care reprezint guvernul, de exemplu, Republicii Moldova. Mai mult ca atât, Curtea Europeană spune că drepturile fundamentale ale omului nu trebuie să fie teoretice și iluzorii, dar trebuie să fie practice și efective. Anume, acesta a fost scopul Convenției Europene când ea a fost creată. Când vorbim de problema legalității pe plan privării de libertate, eu am în vedere atât dreptul material, cât și dreptul procedural. Cine jurist înțelege despre ce eu vorbesc. Cadrul legal privește ambele aceste criterii. Materia și procedura. Spre exemplu, ceea ce pe noi ne interesează cel mai mult ca avocați, ca juriști, asta cazurile când persoana este privată de libertate în cadrul unui proces penal. Iată aici avem probleme foarte serioase și el este prevăzut acest caz. În paragraful 1, articolul 5 al Convenției Europene, punctul C. Când o persoană este bănuită de comiterea unei infracțiuni.
Aici noi avem, la acest capitol, două acte principale care trebuie să fie respectate de către Guvernul Republicii Moldova. Primul este Codul Penal al Republicii Moldova, pe plan material, și al doilea este Codul de procedură penală, pe plan procedural. Aceste două acte normative trebuie să fie respectate de către organele care aplică privarea de libertate, în mod... Aici poate fi folosit noțiunea rigid, în mod corect, fără interpretări dubioase. Ce înseamnă acest lucru? Dacă legea prevede că persoana poate fi privată de libertate pe un termen ce nu depășește 12 luni, Constituția Republicii Moldova prevede acest fapt. Nicio instanță de judecată nu poate încalca acest termen. Pe când în Republica Moldova se încalcă acest termen peste tot și permanent. Deja este violarea articolului 5, paragraful 1 al Convenției Europene pe principiul legalității detenției sau privării de libertate. Alte probleme care apare la noi pe plan material. Când persoana este lipsită de libertate, atunci când nici nu există bănuială rezonabilă că ea ar fi comis o infracțiune. Cu alte cuvinte, când ea este învinuită în comiterea unei infracțiuni care deja nu mai este prevăzută în Codul Penal al Republicii Moldova. La noi au fost așa cazuri, eu am așa cazuri la Curtea Europeană, când era în articolul 195 al Codului Penal al Republicii Moldova, ulterior el a fost abrogat de către Parlament. Însă judecătorii continuau să aresteze oamenii în baza acestui articol. De asemenea, pe plan material, foarte important este ca legea materială să fie respectată în tocmai de către cât persoanele care aplică arestul, atât și instanțele de judecate. Vorbim numai de paragraful 1, legalitatea arestului. Bănuială rezonabilă că o persoană a comis o infracțiune. Aici e în mod obligatoriu ca, în primul rând, organul care aplică măsura, arestul, să respecte prevederile legislației naționale. La capitol infracțiunea, ce este infracțiunea, calificarea faptelor care trebuie să fie demonstrate în instanță de judecată, clar că nu la un nivel de condamnare, dincolo de orice dubii rezonabil. Curtea Europeană spune că e suficient să fie o bănuială rezonabilă numai, că persoana putea să comite această infracțiune, reșind din probele și din datele care sunt aduse în fața organului de urmărire penală. Dar oricum ele trebuie să fie. Și la noi legislația scrie că persoana poate fi privată, adică față de ea poate fi aplicată măsură preventivă arestul dacă a comis o infracțiune pentru care legea penală prevede o pedeapsă mai mare de 2 ani. Acest lucru este tot foarte important, deoarece la noi uneori se întâmplă așa că instanțele de judecată și organul de urmărire penală aplică măsură preventivă arestul fără să facă specificare la acest criteriu. Iar uneori aplică această măsură față de persoane care nu au comis infracțiunile, pentru care legea prevede pedeapsă 2 ani, cel puțin 2 ani de închisoare, de privare de libertate. Deja aici suficient este ca să fie încălcat măcar un criteriu și articolul 5 al Convenției Europene deja este violat. Nu e nevoie ca să fie încălcate toate criteriile prevăzute în articolul 5 al Convenției Europene. Suficient numai unul. Da. Stați-vă rog, dar dacă, de exemplu, legea nu prevede închisoare pe un termen mai mare de 2 ani, dar el se eschivează cu urmările penală. Nu poate fi arestat. Legea nu prevede. Nu poate fi arestat. Legea nu prevede. Dacă legea nu prevede, nu poate fi arestat. Nu eu am făcut legea. Legea a făcut-o Parlamentul. Eu trebuia să gândească la aceste cazuri. Legea trebuie să fie respectată strict când vorbim de articolul 5 al Convenției Europene. Clar că ea trebuie să fie și interpretată, dar nu poate fi interpretată în mod arbitrar. Așa cum a făcut-o Guvernul Republicii Moldova, așa ea trebuie să fie respectată. Acest criteriu și este prevăzut în articolul 5, paragraful 1 al Convenției Europene. Potrivit căilor legale, cu alte cuvinte, conform legii naționale. Și prima ce discut eu tot timpul, cât în fața instanțelor naționale, atât și în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, asta eu încep tot timpul cu articolul 5, paragraful 1. Legalitatea privării de libertate. Și încep cu problema materială. Dacă într-adevăr a fost corect calificată fapta conform dreptului penal, și dacă corect a fost aplicată această măsură sub formă de arest, față de această faptă penală, conform dreptului național. Aici discut numai drept național. Numai codul penal, codul de procedură penală, inclusiv
precedentul judecătoresc, judiciar a Republicii Moldova privind interpretarea codului penal și codul de procedură penală. Dacă vorbim de paragraful 1, de asemenea, la paragraful 1, foarte important este că persoana, potrivit căilor legale, să fie lipsită de libertate atunci când ea cunoaște despre faptul că poate să se apere. Ce înseamnă acest lucru? Potrivit căilor legale, înseamnă că persoana trebuie tot timpul să aibă posibilitatea să conteste faptul că ea este privată de libertate pe toate aceste criterii care sunt prevăzute în paragraful 1. Tot timpul trebuie să fie oferit persoanei această posibilitate pentru ca să fie verificată legalitatea. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca organul de urmărire penală să spună că persoana este lipsită de libertate în mod legal. Nu este suficient ca procurorul să spună că persoana este lipsită de libertate în mod legal și nu este suficient ca judecătorul să spună că ea este lipsită de libertate în mod legal. Este foarte important ca persoana față de care s-a aplicat această măsură să aibă posibilitatea să conteste legalitatea. Foarte important acest lucru. Ea poate să nu facă, dar este important să-i aducem la cunoștință faptul că ea are această posibilitate. Paragraful 2 al articolului 5 al Convenției Europene privește posibilitatea de a cunoaște, deci, despre motivele care au stat la bază arestării persoanei. Pentru ce nouă ne trebuiesc motivele? În primul rând, ca să putem înțelege de ce suntem privați de libertate. Asta e una la mână. În al doilea rând, ca să putem discuta necesitatea aplicării măsurii preventive sau arestul sau privării de libertate. Și acest element este iarăși crucial în întreaga sistemă Convenției Europene. Tot timpul măsură aplicată față de o persoană, ingerință în drepturile ei, trebuie să fie adus ei la cunoștință. Pentru că ea se poate contesta aceste acte sau aceste ingerințe. Este foarte important acest lucru. La noi, cu părere de rău, judecătorii, procurorii, organele de urmărire penală uită despre acest criteriu. Ori nici nu-l cunosc. Și nu informează persoanele despre ingerințele care se comit în drepturile lor. De când în Convenția Europeană, nu vorbim de numai de articolul 5, de orice articol al Convenției Europene, orice ingerință în drepturile fundamentale a persoanei trebuie să fie adusă la cunoștința acestei persoane pentru ca ea să aibă posibilitatea să conteste această măsură, dacă dorește. Dacă nu dorește, este dreptul ei să conteste, dar ea trebuie să cunoască când drepturile ei sau libertățile a fost comise o ingerință, un amestec. Alt criteriu important al articolului 5 al Convenției Europene, dreptul la libertate, este controlul automat de către o instanță de judecată a măsurii privind privarea de libertate. Ce înseamnă controlul automat? Asta înseamnă că el trebuie să survină indiferent de faptul dorește persoana privată de libertate sau nu dorește. Dorește procurorul sau organ de urmărire penală sau nu dorește ca să fie verificată legalitatea arestului. În mod automat trebuie să existe un tribunal, o instanță de judecată, în care să lucreze judecători independenți, imparțiali, competenți, cu putere judecătorească, care să decide și să verifice în mod automat necesitatea și legalitatea arestării sau privării de libertate a unei persoane. Această regulă apare în mod automat. De aceea trebuie să fie prevăzută în legislația națională, nu importa Republicii Moldova, a Ucrainei, a României, a Rusiei, a Germaniei, trebuie să prevadă legislația națională, potrivit articolul 5, paragraful 3 al Convenției Europene, acest control automat. În Republica Moldova, ea nu chiar corect este aplicată această regulă de către codul de procedură penală. Cu toate acestea, ea există, această regulă. Dacă procurorul sau organ de urmărire penală a arestat o persoană, el nu poate ține această persoană sub privare de libertate, sub această măsură, mai mult de 72 de ore. Dacă dorește să meargă mai departe, el îi aplică măsură preventivă sub formă de arest de către un judecător de instrucție în cazul de față. Pare a fi, în mod formal,
în corespundere cu articolul 5 al Convenției Europene. Adică apare acest control automat. Dar el nu este chiar așa cum cere Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, presupunem că aplicând principiul suveranității statului, aplicând principiul subsidiarității, aplicând principiul autonomiei statului și marja de apreciere, presupunem că admitem că statul a îndeplinit obligațiunile sale pe plan internațional vis-a-vis de articolul 5 al Convenției Europene și a creat acest cadru legal, a prevăzut acest control automat din partea unei instanțe de judecată a legalității arestării. Măcar că el ar trebui să fie și atunci când este persoana eliberată eliberată în timpul de 72 de ore din arest, și aici ar trebui judecătorul să verifice cât de legal persoana a fost privată de libertate 72 de ore, da, acest interval de timp, pentru ca să decide, deci, dacă privarea a fost legală, dacă privarea a fost legală, bine, dacă privarea nu a fost legală, trebuie să decide compensația echitabilă, conform articolului 5 al Convenției Europene. Procuror. Paragraf 5. Poftim? Procurorul trebuie să decide asupra... Nu, judecătorul. Instanța de judecată. Această regulă este prevăzută în articolul 5, paragraful 3. Control automat. Orice privare de libertate a unei persoane trebuie să fie verificată în mod automat de către un judecător. Aceasta este regulă instituită de articolul 5, paragraful 3 al Convenției Europene. Dar foarte, foarte des, atunci când o să contestați aceste 72 de ore judecătorului de instrucție, să vă pomeniți pe judecătorul de instrucție, să vă spună că această contestare trebuia să urmeze sau să aibă loc procurorului ierarhic superior. Și atunci apare întrebarea dacă procurorul a aplicat aceste 72 de ore, l-a privat de libertate pe 72 de ore. Deci, este oare efectiv acest remediu să contest procesul verbal de reținere pe 72 de ore procurorului ierarhic superior, care el era prezent, care tot el ne-a înaintat învinuirea? Sigur că nu. Deci, dar uitați-vă că judecătorii de instrucție nici nu examinează și faptul că ei nici nu examinează legalitatea acestor 72 de ore și refuză examinarea și nici nu vă răspund, deci tot este o încălcare. Dar să trebuie să fixați acest fapt. Și el examinează în termen de 16 zile, examinează, cum trebuiește. Da, deja persoana este... Nu, eu am deja aștept 2 luni de la judecătorul de instrucție legalitatea reținerei pe 72 de ore. Și eu am să vă spun că până acum nu am niciun răspuns. Deci, noi am vorbit despre un control automat care este instituit de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 5, paragraful 3. El survine indiferent de dorința persoanelor care sunt implicate în această relație de privare de libertate. Dorește persoana care a fost privată de libertate sau nu dorește, judecătorul trebuie în mod automat să verifice, chiar și în interesul justiției, să verifice dacă arestul a fost legal și a fost justificat. Cu toate acestea, mai sunt și aici anumite reguli la acest control automat. Prima ce vedem în articolul 5, paragraful 3 al Convenției Europene, că este indicat că trebuie să fie judecată în termen rezonabil. Ce se are în vedere aici? Se are în vedere că deci, terminul de aflare a persoanei sub arest nu poate fi nelimitat. El trebuie să fie verificat la anumite perioade rezonabile de timp. Trebuie să fie verificată necesitatea și legalitatea deținerii persoanei pe parcursul timpului de detenție. Există o regulă în limba rusă, не верь глазам своим. Cu alte cuvinte, se interpretează puțin altfel decât cum a fost tradusă Convenția Europeană în limba română. Scopul articolul 5, paragraful 3, este controlul automat de către un judecător legalității și acest control trebuie să fie efectuat în termen rezonabil, pentru ca persoana să nu fie deținută într-un termen foarte lung, în mod arbitrar, sub arest. Dacă corect înțelegem acest scop, noi putem foarte ușor să interpretăm Convenția Europeană și să o aplicăm corect în practică. Ce înseamnă termen rezonabil? Aici apare întrebare. Și aici, fără logică, fără bun simț, noi nu putem să aplicăm acest criteriu. Clar că el se dezvoltă, acest criteriu, bun simț, logica, raționament.
De ce este foarte necesar ca judecătorul să nu fie corupt? Ca el să acționeze corect, cinstit, ca să-și dezvolte aceste abilități de bun simț și de bună credință și de rațiune. Deoarece altfel el n-a să poată să înțeleagă acest termen când și în ce circunstanțe trebuie să fie verificată necesitatea deținerii unei persoane sub arest și care este deopște timpul, da, verificării acestor necesități. Acest termen rezonabil depinde de fiecare caz în parte, dar cu anumite limite rezonabilității. Din practică, Curții Europene a Drepturilor Omului a fost stabilit că cel mai rațional timp de examinare a necesității aplicării arestului față de o persoană este 3 zile. Cu alte cuvinte, dacă judecătorul decide asupra legalității deținerii mai mult decât 3-4 zile, apare întrebarea de ce a durat așa mult această verificare. Și dacă judecătorul nu o să aducă argumente plauzibile de ce a durat mai mult de 3-4 zile examinarea necesității aplicării arestului față de o persoană, eu bănuiesc că va fi recunoscută violarea dreptului la libertate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar aici trebuie totuși ca să putem aduce anumite argumente plauzibile, trebuie într-adevăr ele să existe. Ele nu pot fi luate din pot. Ele trebuie să existe, iar judecătorul trebuie corect să le explice justițiabililor. Mai departe, verificarea în termen rezonabil și în intervale rezonabile de timp a necesității aplicării arestului. Iarăși aici, fără logică, nu putem. Trebuie să avem logică, raționament, bunul simț. Presupunem că o persoană este privată de libertate și judecătorul în termen de 3 zile a verificat legalitatea arestului și spune că totul este ok. Există bănuială rezonabilă de comiterea unei infracțiuni, există probe care confirmă că persoana poate să fugă de la organ de urmărire penală și de la pedeapsă, poate să comită alte infracțiuni, poate să distrugă probele. Există. Dar, la o anumită perioadă de timp, aceste motive pot să dispară. Spre exemplu, dacă se presupune că el poate să comită o infracțiune, însă organul de urmărire penală deja a descoperit această infracțiune. Este puțin probabil că dacă organul de urmărire penală cunoaște despre posibilitatea comiterii unei infracțiuni, o persoană într-adevăr o să comită această infracțiune. Este foarte puțin probabil. Tot timpul infracțiunile se comit atunci când nu se cunoaște despre aceste infracțiuni. Dacă infractorul știe că el este deja descoperit, puțin probabil că el va comite o infracțiune. Decât în cazuri excepționale, când lui nu-i pasă că el este deja cunoscut, că deja se cunoaște faptul că poate fi comisă infracțiunea, că el este deja descoperit, numai în cazuri excepționale, care trebuie să fie aduse în fața instanței de judecată, el poate să nu fie luat în calcul. Însă, ca regulă, atunci când o infracțiune este deja descoperită, nu există o bănuială că persoana poate să continue să comită aceeași infracțiune. Deci acest criteriu sau acest argument poate să nu fie plauzibil după o perioadă de timp. De aceea este nevoie ca să verificăm la perioade rezonabile de timp necesitatea aplicării arestului. Altă necesitate, spre exemplu, că el poate să fugă de la organ de urmărire penală. Pe parcurs, instanța de judecată sau organ de urmărire penală poate stabili o cauțiune a unei persoane. Și cauțiunea aceasta poate să fie suficient de argument, poate fi o măsură suficientă pentru a garanta faptul că persoana se va prezenta în fața instanței de judecată și dacă va fi stabilită o pedeapsă, o să ispășească pedeapsa conform legii. Alt moment care poate să existe, faptul că persoana sau bănuitul poate să distrugă probele. Spre exemplu, organul de urmărire penală a conservat proba. Au fost descoperite amprentele digitale, a fost efectuată expertize, aceste amprente digitale deja sunt în materialul dosarului, cum el poate să le distrugă? Gata, ele deja sunt fixate, sunt în materialul dosarului. Acest argument nu poate fi plauzibil. Iar aici, fără bun simț, fără logică, noi nu putem să aplicăm acest criteriu. Pe altă cuvinte, trebuie să tot timpul să analizăm. De aceea foarte mult depinde în câmpul Convenției Europene posibilitatea și abilitățile juristului să discute argumentele. Noi tot timpul discutăm că 98% de cereri depuse din partea statelor foste Uniunii Sovietice sunt respinse. Și numai 2% de cereri sunt admise. Care este problema?
noi nu știm a discuta, noi nu știm a argumenta, noi nu știm a analiza diverse la nivel național, nu se face acest lucru. Și noi nu avem pur și simplu aceste abilități. De ce avem nevoie de un antrenament? De unde să luăm acest antrenament dacă noi nu-l facem aici pe loc? La Curtea Europeană nu prea ai acolo timp să te antrenezi. O trebuie să fii deja pregătit. Nu poți să capiți aceste abilități la Curtea Europeană. Tu nici nu pleci la Curtea Europeană. Toată corespondența merge în scris. Aici trebuie să ne antrenăm, să analizăm, să ne gândim, să dezvoltăm aceste deprinderi de logică. Cu mită nu facem acest lucru. Cu înțelegerile nu facem acest lucru. Numai cu argumente. De ce trebuie să avem argumente, trebuie să lucrăm corect, cinstit, capabil, ca să ne dezvoltăm aceste abilități. Numai atunci o să avem posibilitate la Curtea Europeană să câștigăm. Măcar un dosar. Acum 10 minute pauză, că văd că de-am fac probleme organizatorii. Aici este ceai și cafeaua. Să fie verificată de către un tribunal. Un tribunal asta înseamnă un judecător independent și imparțial, competent, care să aibă posibilitatea să elibereze persoana de sub arest atunci când este necesar. Iar dacă totuși tribunalul sau judecătorul decide că persoana este privată de libertate legal și trebuie să continue să se afle sub arest, el are obligația să motiveze decizia sa. Cum se numește ea? Încheiere, hotărâre, decizie, nu are nicio importanță. Important este ca soluția pe care o adoptă judecătorul să fie motivată. Cum ea trebuie să fie motivată? Clar că ea trebuie să fie motivată cu bunul simț, cu echitate, cu rațiune, cu referire la faptele concrete ale cazului. Nu pur și simplu din pod niște argumente care n-au nicio relevanță față de caz, iar pe unele cazuri, spre exemplu, la mine judecătorul uita chiar să schimbe familia arestatului și scria alte familii. Cum făcea copy-paste din alte decizii, așa și-au făcut și într-o cauză cu unde eu am examinat dosarul. Iar alt judecător atât era de încurcat și complicat în loc de inculpat, m-a scris pe mine sub arest. El trebuie să fiu arestat. I-a aplicat față de zădoi un nou arest în termen de 30 de zile. A fost o avertizare. De ce argumentele trebuie să fie relevante? Argumentele judecătorului în susținerea arestului trebuie să fie relative. Ele trebuie să fie motivate, ele trebuie să fie plauzibile, ele trebuie să, într-adevăr, să demonstreze unui observator străin, regulă iarăși instituită de Convenție Europeană, să demonstreze unui observator străin că judecătorul corect a examinat cauza, că a ascultat părerea ambelor părți, cât învinuirea, atât și părții apărării, și că faptele aduse și argumentele judecătorului sunt într-adevăr echitabile și suficiente în viziunea necesității aplicării arestului. Atunci când judecătorul decide eliberarea de sub arest, nu există această regulă. El poate pur și simplu printr-un dispozitiv să spună că nu este legală și eu eliberez persoana de sub arest. Nu este instituită o obligațiune de Curtea Europeană, de Convenție Europeană. Atunci când el eliberează o persoană de sub arest, ca el să-i motiveze suficient soluția. Însă atunci când el arestează, există această obligație, ca el să motiveze suficient de bine. Pentru că nu există niciun dubiu în echitatea măsurii. Deoarece conform Convenției Europene și articolul 5 al Convenției Europene este instituită prezumția libertății. Cu alte cuvinte, judecătorul tot timpul este obligat să indice în hotărârea sa privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest, că el cunoaște această prevedere a Convenției Europene. El cunoaște că omul ca regulă trebuie să fie la libertate. Este regula generală. El cunoaște despre prezumția libertății. Și el își dă seama că, într-adevăr, el comite o ingerință în dreptul fundamental al cetățeanului. Ați văzut măcar o hotărâre în judecătorul scrie acest lucru? Nu. De ce toate pot fi contestate la Curtea Europeană și aveți câștig de cauză aici practic în 99%.
Dipidicumus argumentats plan european deja cererea. Dar practic toate cererile aici pot fi câștigate în fața curții europene dacă judecătorul nu aduce în hotărârile sale argumentele suficiente și plauzibile despre necesitatea aplicării arestului și că el înțelege importanța respectării drepturilor fundamentale a oamenilor și dreptului la libertate. La noi deja au apărut unii judecători care invers fac. Aplică articolul 5 și scriu că îl arestează în baza articolului 5 al Convenției Europene, deoarece articolul 5 îi permite lor arestarea persoanelor. Eu am văzut multe prostii, dar așa prostii, asta am văzut, am început să văd în ultimul timp. Articolul 6 tot îl aplică, așa? 6 și 8, și care vrei, și 1. Unul a aplicat articolul 2 în deopsi, dreptul la viață. Câte prostii scriu acum judecătorii ăsta, Doamne ferește, nu te pot scrie o carte despre prostiile a judecătorilor prin hotărârile. Nu, poți face un show. Liber poți face un show. Un judecător de la Buicani a scris că reclamant trebuia să privadă că peste 5 ani va ieși o lege, care el trebuia să o respecte. Eu am postat-o pe Facebook. M-am râs, batic, 3 zile nu puteam să îmi revin. Cum eu puteam să prived că peste 5 ani va apărea o lege, eu nu înțeleg. Dar judecătorul consider că eu eram obligat să prived această posibilitate. Și numai judecătorul, și cealaltă parte tot. Și în cealaltă parte era Ministerul Finanțelor. Deci eu înțeleg că ei știu toate legile care trebuie să fie și peste 10 ani și peste 700 de ani. Eu nu cunosc. Deoarece legea trebuie să fie previzibilă, cum s-a vorbit, ea trebuie să fie publicată înainte ca oamenii să o înțeleagă și să o cunoască. Motivarea hotărârilor privind aplicarea arestului este parte integrantă a dreptului la libertate. Și să știți că orice regulă încălcată din articolul 5 al Convenției Europene, despre care eu am vorbit, suficient ca să fie violat articolul 5. El nu trebuie să fie toate încălcate. Suficient o regulă să fie încălcată, gata, încălcat articolul 5 al Convenției Europene. Aici tot am vorbit despre faptul că există control automat, dar ce facem cu persoana care este arestată? Conform Convenției Europene, articolul 5, paragraful 4, și persoana are dreptul să depună o cerere prin verificarea necesității aplicării arestului. Atunci, care este necesitatea acestui articolul 4, paragraful 4 al articolului 5 al Convenției Europene, dacă articolul 5, paragraful 3, prevede control automat? Dacă automat nu se efectuează. De aceea, Convenția a prevăzut posibilitatea că dacă nu se efectuează acest control automat, persoana trebuie să aibă posibilitatea să se adreseze către un judecător, către un tribunal, către o instanță de judecată independentă și imparțială, cu o cerere ca să fie verificată legalitatea deținerii sub arest. Această regulă prevăzută în articolul 5, paragraful 4 al Convenției Europene este cea asemănătoare cu articolul 6 al Convenției Europene, drept la un proces echitabil, numai că se aplică în mod relevant, reieșind din faptul că se examinează arestul și nu un proces civil sau proces penal, în genere. Care este diferența între procesul penal, spre exemplu, și examinarea necesității aplicării arestului? Obiectul examinării, în primul rând. Când se examinează necesitatea aplicării arestului, judecătorul examinează, în primul rând, existența faptei infracționale, într-al doilea rând, bănuiala rezonabilă, că anume bănuitul care stă în fața judecătorului, putea să comită infracțiunea. Și că există necesitatea aplicării măsurii preventive sub formă de arest față de acest bănuit. Și alte măsuri preventive care există în legislație și care trebuie să existe în legislație, nu ar atinge scopul urmărit. Bună desfășurare a justiției. Iar articolul 6 al Convenției Europene, care prevede dreptul la un proces echitabil în materie penală, el prevede regulile privind examinarea învinuirii, vinovăției unei persoane în comiterea unei infracțiuni. Aici nu se examinează necesitatea aplicării arestului. Aici, la articolul 6 din Convenția Europeană, dreptul la un proces echitabil, se examinează vinovăția deja persoanei cu alte reguli. Regula la bănuială rezonabilă este, dacă ați citit o hotărâre a Comisiei de Etică și Disciplină, unde eu am fost autorul, privind regula
de probațiune, în diferite, la diferite, la diferite ramuri ale dreptului, spre exemplu la drept civil, drept disciplinar și drept penal. O să observați că la drept penal apare cea mai severă, cea mai riguroasă regulă de probare a vinovăției, este dincolo de orice dubiu rezonabil, adică mai mult de 95% trebuie să fie demonstrată vinovăție persoanei ca să fie emisă sentință de condamnare. Pe când la bănuială rezonabilă, suficient să fie numai 75% de încredere și de probe că persoana putea să comită o infracțiune, există fapta infracțională și nu este această necesitatea și această regulă severă privind demonstrarea vinovăției dincolo de orice dubiu rezonabil, adică peste 95%. Suficient 75% judecătorul să fie încrezut că această persoană putea să comită infracțiunea, deja se respectă regula bănuielii rezonabile. În materia civilă, suficient judecătorul pur și simplu să spună că eu consider din propria mea convingere intimă că anume așa faptele trebuie să fie stabilite și această hotărâre trebuie să fie emisă. Că în materie penală acest lucru nu este suficient. În materie civilă, judecătorul tot timpul trebuie să emite hotărârea. El nu poate să spună că eu nu pot stabili faptele sau nu pot emite hotărârea. Pe când în materie penală, el poate să spună că eu n-am stabilit vinovăția. În toate cazurile, când nu se stabilește vinovăția, când judecătorul nu poate emite hotărârea de condamnare, sentință de condamnare, el emite sentință de achitare. Aceasta este regulă. 95% în sus. În afară de aceasta, în afară de obiectul examinării pe articolul 5, paragraful 4 și articolul 6 al Convenției Europene, foarte important este că, ca regulă, procedura examinării necesității arestului este mai rapidă, mai superficială decât cea de examinare a vinovăției, a condamnării unei persoane în baza unei sentințe de condamnare. Însă, ea nu este mai puțin importantă. Este foarte importantă și procedura pe plan dreptul la un proces echitabil, cât și procedura pe plan privării de libertate. Foarte important. Și una și alta. Regula unui proces echitabil în articolul 6 și în articolul 5, paragraful 4 se rezumă și se limitează numai la obiectul care stă în fața instanței de judecată, la obiectul litigiului pe care noi îl ridicăm. Ce înseamnă litigiu? Iarăși este o noțiune foarte importantă pentru Convenția Europeană și pentru drept. Litigiu înseamnă că există o contestație între părți asupra faptului și asupra dreptului. Dacă nu există această contestație, atunci nici nu este necesar ca judecătorul să se implice în proces. Părțile pot singuri să se înțeleagă între ei. Este această regulă și această posibilitate. Cu toate acestea, judecătorul trebuie să intervine numai atunci când există o contestație, când părțile nu pot să se înțeleagă între ei. Aceeași măsură se aplică cât în materie penală, atât și în materie civilă, atât și în materie disciplinară. Și acum mai detaliat pe plan procedural. 5, paragraful 3, împreună cu 5, paragraful 3. 5, paragraful 4 al Convenției Europene. Cu alte cuvinte, examinarea de către un judecător a necesității aplicării arestului și procedura de examinare a necesității aplicării arestului. Anume, aici, la acest capitol, Republica Moldova pierde toate dosarele în fața Curții Europene. Practic, în mod automat, orice cerere ce se depune pe marginea acestor două capite, cum spre exemplu 5 paragraful 3 și 5 paragraful 4, practic este pierderea a Republicii Moldova din cauza că judecătorii sunt vinovați în examinarea incorrectă a arestării unei persoane. Eu n-aș învinui aici procurorii, deoarece procurorii fac ceea ce le permit lor judecătorii, ca și avocații. Ei fac ceea ce le permite judecătorul. Ceea ce judecătorul admite, această măsură și aplică avocații tot timpul. Este un lucru firesc. De ce principala greșeală și principala problemă care este în Republica Moldova este sistemul judecătoresc, calitatea justiției care se face în Republica Moldova. Este foarte proastă din punctul meu de vedere
și Curtea Europeană a Drepturilor Omului demonstrează acest lucru în permanență. Am vorbit că articolul 5.3 privește motivarea necesității aplicării arestului, iar 5.4 privește procedura de examinare a necesității aplicării arestului. Acum, eu am să vorbesc despre însăși cum trebuie să fie procedura și fiți atenți la faptele pe care eu am să le invoc. Tot timpul, regula principală la examinarea necesității unui arest este regula contradictorialității. Este prima regulă care se aplică și care se încalcă în Republica Moldova. Ele sunt foarte multe, ca atare articolul 6, articolul 5, paragraful 4 al Convenției Europene, este o convenție în convenție. Este o regulă în convenție, foarte de voluminoasă. Noi o să vorbim de timpul de care dispunem, numai de cele fapte relevante și încălcări relevante care se comit în Republica Moldova, care sunt aici la noi foarte relevante. Și n-ar discutăm despre toate, deci sunt foarte multe. Contradictorialitatea. Este o regulă instituită de către drept internațional și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede că orice parte care participă în proces trebuie să aibă posibilitatea să prezinte argumentele, să prezinte faptele, să prezinte probele, să cunoască probele, argumentele și faptele prezentate de partea adversă și să aibă posibilitatea să le comenteze. Este foarte important acest lucru. Acest principiu se aplică și conform articolului 5, paragraful 3, paragraful 4 al Convenției Europene la examinarea necesității aplicării arestului. Și aici totul depinde de bunul simț, de rațiunea a părților în proces, a avocatului și a procurorului, depinde de pregătirea profesională a fiecărei părți în proces, depinde de obiectul litigiului și depinde de complexitatea cazului. Fiecare caz este diferit, nu există cazuri standarde. Tot timpul există fapte diferite care trebuie să fie prezentate în instanță de judecată. Trebuie să fie discutate două momente principale. Faptele sau evenimentele, ce s-a întâmplat. Dacă există litigiu asupra faptelor, trebuie să fie discutat acest litigiu în instanța de judecată. Procurorul prezinte faptele, apărarea, dacă conteste faptele, trebuie să aibă posibilitatea să le cunoască și să le conteste. Procurorul asupra faptelor trebuie să prezinte probele. Am spus 75%, nu 95%, dar 75% și trebuie să prezinte probele asupra faptelor că a existat o infracțiune, că infracțiunea a fost probabil comisă de bănuit și că există circumstanțele excepționale care presupun necesitatea aplicării față de bănuită măsurii preventive sub formă de arest. Și că nicio altă măsură preventivă mai puțin severă decât arest nu poate satisface scopul urmărit. Și anume, bună desfășurare a justiției. Deoarece acesta este scopul. Bună desfășurare a justiției. Alte scopuri nu pot exista aici. Pot exista anumite scopuri, spre exemplu, ca ordinea publică. Dar acest fapt deja se discute mai detaliat pe parcursul unui obiect aparte de examinare în instanță de judecată. Atunci când vorbim de dosar penal, când deja există o infracțiune, cum la noi în Republica Moldova, când deja este pornită cauza penală și persoana așteaptă examinarea, condamnarea sau achitare, atunci, practic, infracțiunea deja s-a comis, ea s-a consumat. Și noi discutăm numai post factum necesitatea aplicării măsurii preventive față de persoană, necesitatea aplicării arestului. Trebuie să discutăm de ce alte măsuri prealabile, cum spre exemplu, cauțiunea, declarația nu părăsi localitatea, nu pot satisface acest scop, bună desfășurare a justiției. Și procurorul este obligat aici să prezinte argumente. Obligat. Iar noi avem dreptul să le discutăm, să le combatem, să le contestăm. Ca avocați, vorbesc ca avocați. Cu toate acestea, judecătorul trebuie să fie independent și imparțial. Faptul că eu sunt avocat nu înseamnă că tot timpul judecătorul trebuie să fie de acord cu mine. Că eu sunt avocat și eu așa vreau și eu citesc Convenția Europeană. Nu!
El trebuie să fie independent, imparțial, cu bună credință, cu bun simț. Scopul societății democratice este combaterea fenomenului infracțiunii. Noi nu vrem societatea civilă, societatea democratică, ca să fie comisii infracțiuni pe teritoriul nostru. Noi vrem, în primul rând, să spunem că aceste fapte reprezintă infracțiune și că persoanele care comit infracțiuni trebuie să fie pedepsite. Acesta este scopul unei societăți democratice. De aceea, judecătorul este obligat să țină cont de acest fapt și să demonstreze faptul că el cunoaște aceste principii și că aplică corect. Probele. Cum se prezintă? Probele trebuie să fie prezentate într-un proces contradictoriu de către părți, în așa formă încât cealaltă parte se poate contesta aceste probele care se prezintă. Spre exemplu, dacă se discute faptul că a fost comisă o infracțiune sub formă de furt, procurorul trebuie să prezinte probe. Bine, la această etapă nu este obligatoriu ca el să prezinte în persoană declarațiile în fața unui judecător. Pe articolul 6 o să discutăm despre faptul cum trebuie să fie prezentate probele nemijlocite în instanță de judecată. Cu alte cuvinte, ca regulă generală, atunci când există depoziție unei persoane, ea trebuie să fie adusă în fața judecătorului. Nu pot fi examinate depozițiile unei persoane pe hârtie. Judecătorul trebuie să o vadă în ochi persoana care vorbește și să-i dea apreciere corectă, dacă ea spune corect sau spune minciuni sau poate se greșește în fapte. Pe hârtie se interzice darea anumitor concluzii când vorbim de o persoană, de depozițiile unei persoane, regulă generală. Aici, la articolul 5, paragraful 4 al Convenției Europene, când discutăm despre bănuiala rezonabilă că a fost comisă o infracțiune, este o excepție când pot fi prezentate anumit numai pe hârtie depozițiile părții vătămate. Dar judecătorul are dreptul și competența atunci când există o bănuială rezonabilă despre veridicitatea acestor depoziții, să o cheme partea vătămate și să discute cu dânsa. Dacă într-adevăr așa este cum spune procurorul, dacă corespunde ceea ce este scris pe hârtie cu ceea ce într-adevăr poate să spune persoana respectivă, persoana vătămată, spre exemplu, sau martor. Cu toate că aici această regulă nu este obligatorie. Dar iarăși depinde de fiecare caz în parte. De aceea foarte mult importă ca noi, juriștii, să ne dezvoltăm abilitatea aceasta, să decidem când persoana trebuie să fie ascultată nemijlocit și când noi putem verifica depozițiile acestei persoane fără ca să o vedem în ochi, adică numai pe hârtie. Dacă există careva corpuri delicte, ca regulă, procurorul trebuie să le aducă în fața judecătorului, chiar și la această etapă preliminară, cum spre exemplu verificarea bănuielii rezonabile. Cu toate acestea, regula nu este obligatorie pe articolul 5. La articolul 6, regula este obligatorie. Că toate probele, corpurile delicte, persoanele care dau careva depozit, trebuie să fie aduse în fața judecătorului, ca judecătorul să-i asculte. Pe articolul 5, paragraful 4, regula există, dar ea nu este obligatorie. Depinde de fiecare caz în parte dacă este această necesitate. Depinde dacă cealaltă parte, adică apărarea, contestă faptele și cât de credibilă este această contestație. Judecătorul trebuie să decide acest lucru, adică el trebuie să aibă aceste abilități necesare, care se creează pe parcursul anilor. Ca regulă, judecătorul este obligat să admite spre examinare probele prezentate de apărare. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când bănuitul împreună cu avocatul său solicită examinarea anumitor probe, aceste probe sunt relevante cazului, nu toate, dar cele care sunt relevante cazului, judecătorul este obligat să le admite și să le examineze. Spre exemplu, în cauza Ferraru împotriva Republicii Moldova, unde eu am fost avocat, obiectul examinării în fața judecătorului a fost cazul de escrocherie. Procurorul invoca faptul că bănuitul, prin abuz și înșelăciune, a sustras de la partea vătămată suma de 3.000 lei sub
аргументul că va construi el un acoperiș. În fața judecătorului, bănuitul a declarat că, în primul rând, el a construit acest acoperiș, adică nu a existat o înșelăciune. Într-a doilea rând, după ce partea vătămată a înaintat pretenția să-i fie înapoiat banii, el a întors banii înapoi părții vătămate. Nu există nicio bănuială rezonabilă că ar fi comisă vreo infracțiune în acest caz. Și bănuitul împreună cu avocatul său au cerut ca să fie ascultată această parte vătămată în fața judecătorului, în baza plângerii căreia a fost pornit dosar penal. Judecătorul de la judecătorie Râșcani a respins cererea apărării privind ascultarea părții vătămate, măcar că ea era în coridor și aștepta chemare, pe motiv că această probă este a procurorului. Și numai procurorul poate aduce această probă în instanță de judecată, dacă dorește. Iar aici, în procesul penal, când noi examinăm necesitatea aplicării arestului, nu pot fi interogate persoane. Deloc. Clar că este un argument prost din start. Și spun domnului judecător că este un argument prost, domnule judecător. Poate vă gândiți mai bine. Eu spus că nu, el știe foarte bine Convenția Europeană și l-a arestat pe bănuite baza articolului 5 al Convenției Europeană. Bine, eu m-am râs, bănuitul s-a plâns și noi ne-am dus la curtea de apel. Am văzut în fața mea alți trei judecători, la fel, după calitatea ca și cel de la prima instanță. Clar că m-am dus la Curtea Europeană, a drepturilor omului, că altceva n-am ce face. Curtea Europeană a declarat 4 violări, numai în baza acestui un singur mandat de arest. 4 violări a Convenției Europeană a Drepturilor Omului. Pe toate capitele de acuzare. Legalitatea arestării, motivarea arestării, procedura arestării, echitatea arestării și așa mai departe. Toate care au fost înaintate, toate au fost considerate violate de către Republica Moldova. Nu din cauza că cineva, spre exemplu, a dorit acest lucru. Două probleme sunt principale în Republica Moldova. Prima este corupția și a doua este din cauza corupției judecătorii nu dezvoltă abilitățile necesare pentru un jurist, pentru examinarea corectă a cazurilor care apar în fața judecătorilor. Asta este părerea mea, ca unui specialist care lucrează din 96. Alte probleme pe plan procedural este faptul că nu tot timpul judecătorii acordă timpul și înlesnirile necesare pentru apărare ca să prezinte poziția sa. Principiul contradictorilității foarte strâns este legat de principiul timpului și înlesnirilor necesare pentru pregătirea apărării. Ce înseamnă timpul și înlesnirile necesare? Acest criteriu depinde de fiecare caz în parte. Este foarte strâns legat de abilitățile juristului de a înțelege de ce el are nevoie într-un caz sau altul pentru demonstrarea faptelor, pentru aducerea argumentelor. Și iarăși necesită abilitățile. Noi nu putem învăța la universitate aceste abilități. Ele apar anume în timpul lucrului. Când noi lucrăm cu cazuri concrete, aplicăm principiile generale ale dreptului pe care le-am învățat la universitate, pe cazuri concrete și la noi se dezvoltă această abilitate. Când noi înțelegem, deja putem înțelege care fapte sunt relevante în această situație, care probe trebuie să fie aduse în această situație pentru demonstrarea argumentelor și faptelor, pentru atingerea scopului urmărit și prin care procedei juridice, tehnice și tactice partea în proces, avocatul sau procurorul, nu importă, poate prezenta aceste dovezi pentru a atinge scopul urmărit, pentru a aduce la judecător sau în fața judecătorului argumentele și faptele și probele pe care noi dorim să le aducem. Ca regulă, procurorul spune că persoana este vinovată în comiterea unei infracțiuni. Apărarea de obicei spune că nu este vinovată, de aceea scopurile sunt diferite, dar mijloacele trebuie să fie egale, conform principiului egalității părților și egalității armelor în proces. Timpul și înlesnirile necesare. Asta înseamnă că, spre exemplu, în cazul lui Ferraru,
când persoana a fost bănuită în comiterea unei infracțiuni sub formă de escrocherie, că a luat, a însușit bani de la partea vătămată sub pretextul construcției unui acoperiș, nu a efectuat aceste construcții și se presupune că a avut un scop de însușire a banilor, cum puteam eu să demonstrez că nu era așa? Că persoana în realitate nu a comis această infracțiune, nu există nicio bănuială rezonabilă că ea a comis infracțiune, mai mult ca atât, nu există nici prejudiciu cauzat părții vătămate, deoarece persoana deja s-a achitat cu această parte, chiar dacă a îndeplinit obligațiunile sale pe care le-a angajat. Gândiți-vă logic și cred că o să vă ajute, deci, practica și deprinderile acestea, ca să știți cum să demonstrați aceste fapte pe care le invocați. În primul rând, le puteți invoca prin aducere în fața judecătorului a acestei persoane, părții vătămate, care se declare că da, în primul rând, el mi-a construit acoperiș, pur și simplu, el mie nu mi-a plăcut după calitate, mai mult că atât, el mi-a întors banii. Corect? Corect. Cum eu puteam să fac acest lucru, să-l demonstrez? Prin aducerea acestei persoane în fața judecătorului. Cineva poate să spune că pot să iei explicația de la persoană, da, și să arăți judecătorul. Da, am făcut și acest lucru. În acest dosar cu Ferraru, eu am adus și explicația. Eu știam că judecătorul o să-mi respingă, bine, eu nu de ieri lucrez. Eu știu cum acționează judecătorii la aceste argumente. Deci eu am adus și explicația în scris a părții vătămate, în care ea a scris singură că eu n-am pretenții la bănuit, banii au fost întorși, el mi-a construit acoperiș, pur și simplu mie nu-mi place calitatea și eu am cerut banii înapoi. Înțeleg, judecătorul, nu, în primul rând, nu a admis această probă în dosar, deoarece spune că ea nu corespunde codul de procedură penală. Într-al doilea rând, nici nu a dat aprecierea acestei probe, fapt care iarăși încalcă principiul timpului și înlesnirilor necesare într-un proces, deoarece mie nu mi-a fost creată posibilitatea necesară de a prezenta dosar, de a prezenta cauza. În afară de aceasta, tot aici, pe planul arestului, vorbim de arest, nu de articolul 6 al Convenției Europene, unde tot există timpul și înlesnirile necesare. Practic, ele se contrapun numai că diferența este în scopul urmărit și în obiectul examinării în instanță de judecată. Este faptul că timpul și înlesnirile necesare, împreună cu principiul contradictorietății, cere ca eu să cunosc toate argumentele care sunt aduse de către procuror în susținerea necesității aplicării arestului. Cu alte cuvinte, eu trebuie să văd aceste probe. Și nu numai că să le văd, eu trebuie să am posibilitatea și timpul necesar pentru a le comenta. Cu alte cuvinte, în cauza, spre exemplu, Ferraru, iarăși, Luem, care a fost arestat pentru escrocherie, procurorul nu a prezentat nimic în instanță de judecată decât numai demersul privind aplicarea arestului. Acest demers a fost înmânat bănuitului și avocatului chiar în timpul ședinței de judecată. Eu nu puteam să-l examinez în mod efectiv aici, în instanță de judecată. Și eu am cerut de la judecător în mod rezonabil ce? Amânarea procesului, dar și să-mi fie acordat un timp ca eu să-l citesc, să-l analizez și să-l discut cu bănuitul. Judecătorul mi-a respins. Eu nu am acest drept. Foarte bine, spun domnul judecător. Minunat. Cu cât mai multe încălcări le face, cât mai bine pentru mine. Și mai rău pentru bănuit. Procurorul este obligat, iar judecătorul este obligat să ceară de la procuror prezentarea probelor în susținerea faptelor invocate de către procuror în demersul său. Dacă procurorul spune că a fost comisă infracțiune, el trebuie să prezinte cu 75% de încredere probele care confirmă acest fapt, că a fost comisă infracțiunea. Că infracțiunea este prevăzută de Codul Penal al Republicii Moldova, este calificată corespunzător conform Codului Penal al Republicii Moldova, iar pedeapsa pentru această infracțiune este mai mare de 2 ani. Asta e una sau prima sarcină care stă în fața procurorului. Pe urmă o să discutăm despre necesitatea aplicării arestului. Dar prima condiție care el trebuie să o îndeplinească, să demonstreze că a avut loc o infracțiune. Deoarece în unele cazuri nici nu a existat infracțiunea. Și persoana este arestată. Avem condamnări la Curtea Europeană pe acest fapt. Că nu a existat nici infracțiunea. Iar persoana a fost arestată. Și procurorul aici trebuie să prezinte probele. Cu 75% de încredere. A doua problemă care trebuie să fie discutată la aplicarea arestului este dacă chiar a fost comisă infracțiunea
și probele din dosar spun că numit probabil bănuitul a comis această infracțiune, probabil. Nu este necesar ca să fie într-adevăr 95% de încredere la această etapă. Dar probabil că anume bănuitul a comis, deoarece probele spun că cam posibil el a făcut această infracțiune. A doua întrebare care trebuie să fie examinată în baza articolului 5, paragraful 3, paragraful 4 al Convenției Europene este necesitatea aplicării anume arestului. Și de ce alte măsuri preventive, sub formă de cauțiune, declarația de nupărțită localitate și așa mai departe, garanția personală, nu sunt suficiente sau nu pot satisface scopul urmărit, bună desfășurare a justiției. Aici, iarăși, procurorul trebuie să aducă probele. Probele depind de argumentele procurorului pentru aplicarea arestului. De exemplu, dacă procurorul spune că persoana se va ascunde de la organul de urmărire penală și nu o să-i permite stabilirea adevărului, spre exemplu, atunci când e nevoie de prelevarea anumitor monstre probe de la bănuit, atunci perioada de ținere sub arest nu trebuie să depășească această perioadă care este necesară pentru acumularea acestor probe, spre exemplu, sângelui, ADN-ului și așa mai departe. S-au preluat, gata, a dispărut scopul și necesitatea aplicării arestului. Ele au fost preluate, aceste probe. A dispărut argumentul care a fost înaintat de către procuror. Alt argument care poate fi că bănuitul posibil se va ascunde de la pedeapsă, care poate fi stabilită nu de către instanță de judecată. Da, în unele circunstanțe, pedeapsă severă care este stabilită în cod penal poate determina bănuitul să se ascundă de la această pedeapsă, da, să nu se supune. Dar procurorul are alte pârghii aici pentru a impune persoana să se prezinte în fața organului de urmărire penală sau în fața judecătorului sau în fața instituției penitenciare pentru ispășirea pedepsei. Cauțiunea poate fi stabilită într-o formă suficientă pentru a garanta că bănuitul se va prezenta, deoarece încă nu se cunoaște că el va fi condamnat sau nu. De aceea, el poate fi și achitat. De aceea, o cauțiune echitabilă poate garanta prezența persoanei în fața unui tribunal, în fața unui judecător și pentru prezența persoanei pentru ispășirea pedepsei. Pot fi alte măsuri, mai puțin severe. Spre exemplu, noi știm că de la persoană pot fi ridicate documentele care permit plecarea peste hotare. Spre exemplu, pașaportul. Buletin nu putem să-l luăm, deoarece are nevoie să plece ba la spital, ba la policlinică, ba la bancă, ba încă la alte instituții unde se cere prezentarea buletinului. Dar pașaportul poate fi retras de la cetățean, că el se poate pleca peste hotare. Poate fi pusă interdicția de a părăsi Republica Moldova la hotarele Republicii Moldova, că el nu poate pleca peste hotarele. Argumentul procurorului că el nu controlează teritoria Transnistriană nu este plauzibil, deoarece este problema guvernului și nu a persoanei. Poate fi aplicat, deci știm că în 2013 deja există posibilitatea aplicării GPS-ului, adică catușelor speciale care permit controlul persoanei pe un anumit teritoriu privind deplasarea acestei persoane. Faptul că guvernul nu are aceste cătuși este problema guvernului, nu a persoanei. Pot fi elaborate și alte măsuri, spre exemplu, supraveghere permanentă a acestei persoane. Sub orice formă. Supraveghere prin telefon, spre exemplu, să fie verificat telefonul și să fie el obligat să poartă telefonul permanent cu dânsul. Și conform posibilităților tehnice, acum se poate verifica unde se află persoana. În care localitate sau câte metri de la un... Putem? Da, dar el poate fi obligat să fie permanent cu telefon. Cu alte cuvinte, el poate fi telefonat cu telefon și trebuie să răspundă. Deci sunt diferite metode și mijloacele cum noi putem controla persoana dacă ea a părăsit teritoriul sau nu. Guvernul în 2013 nu poate invoca faptul că el nu poate controla persoana. Toate aceste mijloace trebuie să fie verificate de către judecător, trebuie să fie discutate în cadrul unui proces, în instanță de judecată, atunci când noi examinăm aplicarea arestului. Cu alte cuvinte, 95% de demersurile înaintate către procuror pentru aplicarea arestului trebuie să fie respinse.
de judecător. Numai 5% trebuie să fie admise. Cu alte cuvinte, noi trebuie să vedem că, într-adevăr, măsura arestului este excepțională. Este excepția de la regula libertății. În Republica Moldova se face totul altceva. Invers. 95% sunt arestați și după ce intră în joc corupția, sunt eliberați. Deci, practic, problema este totul altă. Problema este foarte, foarte drastică, foarte dramatică, eu aș spune. Iar acțiunile trebuie să fie drastice în acest domeniu pentru a combate acest fenomen al corupției. Probele. În baza articolului 5, paragraful 4, trebuie să fie prezentate într-o formă accesibilă pentru părți. Dacă sunt prezentate careva, bine, prezentate, atare procurorul în Republica Moldova nu prezintă nimic. Dar eu deja speculez că, spre exemplu, procurorul prezintă totuși în instanță de judecată, cum la noi era la curtea de apel, înregistrările convorbirilor telefonice între bănuit și partea vătămată, în baza cărora procurorul spune că s-a comis infracțiunea. Transmite judecătorului disc și spune că acestea sunt probele. Judecătorul spune, noi nu putem asculta aici discul. Procurorul, nu nimic, principal că eu vă le-am prezentat, puneți-le în dosar. Cum eu le pot comenta? Și eu spun judecătorului, respingeți, vă rog, aceste probe. Deci noi nu avem posibilitatea tehnică să le discutăm aici, să le analizăm. Judecătorul, nu, sunt probe. Le pune în dosar și emite decizie în baza acestor probe. De arestare persoane. Cât de bizare sunt unele acțiuni ale judecătorului, dumneavoastră le puteți vedea numai după ce o să participați în instanță de judecată. Cel mai bine să vă duceți la curtea de apel Chișinău. Accesul este practic... A, la noi și accesul este interzis, deoarece sunt ședințele secrete. Nu puteți participa. Asta este altă problemă. Uneori, ca excepție. Ședințele sunt secrete. După codul de procedură penală. Și nu puteți participa ca să vedeți ce prostii se comit în instanță de judecată la examinarea arestului. Și nici în registrare nu o să vă permit. Cu toate acestea, dumneavoastră puteți participa ca avocat stagiar. Atunci când judecătorii permit. Că dacă judecătorii nu permit, nici atunci nu puteți participa. Dar apare întrebarea, cum dumneavoastră puteți face stagiere fără ca să practicați participarea la arest? Este iarăși un absurd. Nu permit. Unii judecători nu permit. Da, gata. Și, deci, iarăși este altă problemă. Dar problema aceasta mai mult ține nu de drept, dar de corupție mai mult. Din cauza că e sistem, că voi totuși să vedeți ce se face. Și voi nu sunteți deja stricați de sistem. Și cel mai repede văd aici care nu sunt încă stricați sunt. Fenomenul corupției. Cei care deja au lucrat cu sistemul lor, le pare totul normal, că așa și a fost tot timpul. Iar omul care vine, spre exemplu, din sistem, din afara sistemului, el vede deodată că ceva aici nu e normal. Judecătorul a primit un demers din partea procurorului, nici nu l-a citit, l-a pus în mapă, s-a dus pentru deliberare, a ieșit, o deliberat pe 20 de cauze, a citit o listă de dosare unde el la conveier a arestat 20 de persoane, unul la altul și gata. Asta e toată justiția care se face în Republica Moldova. Așa nu trebuie să fie. Dacă vreți să vedeți cum nu trebuie să fie, uitați-vă în Republica Moldova cum se arestează persoane. Și dumneavoastră să înțelegeți că ea ca cum nu trebuie să fie. La etapa examinării necesității aplicării arestului este foarte important să țineți cont de principiul, scopul urmărit, bună desfășurare a justiției, acesta este scopul urmăririi penale și necesității aplicării arestului. Și mijloacele aplicate de către organ de urmărire penală și de către judecător pentru atingerea acestui scop. Bună desfășurare a justiției. Care este scopul justiției? În primul rând, stabilirea faptelor, stabilirea adevărului, ca nicio persoană care a comis o infracțiune să nu scapă de răspundere penală, să primească o pedeapsă echitabilă, dar și nicio persoană care nu este vinovată în comiterea infracțiunii să nu fie condamnată. Acesta este scopul justiției. De asemenea, scopul justiției este crearea unui proces echitabil, unui proces contradictoriu, cu egalitatea armelor între părți, între învinuirea, acuzarea și apărarea, că ambii să aibă posibilitatea să prezinte fapta în fața judecătorului, să prezinte argumentele, că anume în această procedură se consideră că cel mai bine se atinge acest scop.
є кітаті. Та білі ряді вирли, ще є кітаті. Да, кажу, ті, які інкалки очисті принципі, ну, перміт у ній перці в обв'язки, ну, перміт у ній перці презентя пробілі, ну, як заміняли суфіцієн дібіні пробілі презентаті, ще аргументі презентаті дія акузарі, да, адміт калаком веєр акузації, чи супри, ну, єсті у жустіції, стіло пародія супра жустіції. Чи я чисто, да, а чисто у плюсі фермити, да. Мисро, да, прокурор, да, є облігатно прописатися, а тут пробі прошку, Андра? Лічислація, да, приведік і прокурору, тот треба свій ліктабілці, а тут пробілі проші, контра. Квалті кувінті прокурорі, тот сун депендент де жудикатори. Квалті кувінті, і сун талітац де жудикатори. Китий перміті прокурору жудикатор, а тут ще акціонязи прокурору. Каша авокації, при екземплю. Кларка ар фі бідіка прокурорі сфі, інтрадівер майні китабі, дар ачес лукру май мол депінді ді жудікаторі. Дюарі чи єсті чіва обішнуї пентру перц ім процес. То типу перцілі ім процес депінді жудікатор, ша акціонязі на ча масури, ім кит жудікатор ладвіті, щері, уна савалта. Яр треба діжати, кум акціонязі прокурору, єсті треба прокурору лу генерал. Ел распунди, где политика прокуратуры генерали, ел распунди, где калитатя урмаревые пенали, прокурору генерали распунди, где приготиря профессионала прокурора лошашама дебарь. Яр ин систему юстиции, где туатя чести распунди жудикатор, так как жудикатор ладмите, как прокурор уснул президенте проби, что имите сентицы для кондонари, кари проблема. Ну, мы декатри прокуратура, генерал, я гисло лишь коллеги дисциплинарные. Это очередь, значит, да? Требует очередь, сам я поцел сел, то есть здесь, здесь сингур. Я гисло регули в прокуратуре генерала, гисло лечик проверила систему прокуратуры, и отец коллеги дисциплинарные ари посебедать все экзамен, есть два тень калкерли, ши абатерли дисциплинарные комиссии декатри прокурор. Так, так и жудикатору ладмис. Так и жудикатору адмис. Ca procurorul să nu prezinte aceste probe. Iar dumneavoastră veți face o plângere la Procuratura Generală, ceea ce am făcut eu pe un caz. Procuratura Generală mi-a răspuns în felul următor. Nu este o încălcare din partea judecătorului, din partea procurorului, pentru că judecătorul a admis. Deci nu a obiectat, nu a cerut. A cerut dumneavoastră, dar judecătorul v-a respins. Și, în consecință, procurorul nu a fost sancționat. Și ne întoarcem la ceea ce a spus Roman. Deci, toate aceste încălcări pot fi stopate de către judecătorul de instrucție sau judecătorul care examinează fondul cauzei. Și dacă el nu o va face, eu vă asigur că judecătorul, procurorul general sau procuratura sau comisia de etică și disciplină a procuraturii nu va constata o încălcare. Dar aceasta nu trebuie să vă descurajeze. Cât mai multe plângeri vor fi, prin plângerile dumneavoastră, dumneavoastră fixați anumite ilegalități comise din partea procuraturii și fixați faptele. Ca probă să aveți că v-ați spus și le-ați fixat. Deci trebuie să o faceți, este bine. Exact așa o faceți și pe numele judecătorilor. La Consiliul Superior al Magistraturii, toate acestea abate, deci le fixați. Dumneavoastră contestați dacă este merge vorba despre judecătorul de instrucție care a admis aceste încălcări, le contestați la curtea de apel, dar pe acest judecător scrieți și paralel Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care curtea de apel o să vă admite recursul împotriva mandatului de arest, presupune, deci Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, va trimite plângerea dumneavoastră spre examinare și spre luarea unei decizii de sancționare a judecătorului Comisiei Disciplinare. Deci această, dacă curtea de apel nu se va admite, Consiliul Superior al Magistraturii o să vă spună, păi a examinat instanța ierarhică superioară. Mm-hmm. Da? Deci aceasta arată chiar din practică cum lucrează Consiliul Superior al Magistraturii și pe una dintre plângerile mele, pe același judecător unde curtea de apel mi-a respins recursul, Consiliul Superior al Magistraturii a spus că e bine și același judecător ulterior, curtea de apel mi-a admis recursul și a eliberat persoana, deci inspecția juridică a examinat încălcările admise de către judecătorul de instrucție și a spus că uitați-vă că noi o să-i facem de deget la comisie și o să vă spunem rezultatul.
Deci, dar oricum, faceți prin depunerea plângerilor împotriva procurorilor, împotriva judecătorilor, dumneavoastră fixați faptele, chiar dacă nu are un rezultat. Nu are azi, poate mâine să are. Vis-a-vis de timpul și îndesnirile necesare pentru prezentarea cazului, în colaborare cu principiul contradictorilității și egalitatea armelor, ele toate se aplică la articolul 5, paragraful 4. Este foarte important ca judecătorul, fiind un observator străin, să egaleze în posibilități părțile. Noi știm că procurorul tot timpul are probe, are ceva, are un dosar penal, are careva informații. Apărarea de obicei nu are nimic. Judecătorul aici aparține acest rol de a egala părțile în proces. În primul rând, el trebuie să instituie o practică judiciară, potrivit care, dacă procurorul nu prezintă probele suficiente aici în proces, mai mult de 75% de demonstrare a faptului și necesității aplicării arestului, demersul trebuie să fie respins. Tot timpul demersul trebuie să fie respins privind aplicarea arestului. În cauza Ferraro versus Republica Moldova, eu am cerut de la instanța de judecată să îmi fie create posibilități tehnice de prezentare a dosarului. Eu am cerut o masă să fie în fața mea. Iorice, eu ședeam în fața judecătorului pe un scaun, materialele erau pe genunchi așa, în brațe. Eu stăteam, lucram cu documente, judecătorul, nu foiți, vă rog. Eu și-am avut la dânsul, dar bine, dați-mi o masă, domnule judecător. El, noi nu avem masă, nu vedeți că examinăm în birou. Bine, dar vă rog frumos să fixați acest lucru în proces verbal. El nu fixează nimica. Și atunci eu am făcut ceea ce spune Violeta. Am scris o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii unde am fixat faptele. Cum a fost examinat acest demers al procurorului? Aceleași fapte le-am fixat și în recurs față de Curtea de Apel Chișinău. Aceste documente mi-au permis să demonstrez în fața Curții Europene că faptele au avut loc anume așa, cum eu le-am descris. Altă problemă care apare aici este că procurorul nu poate invoca secretul urmăririi penale față de bănuit. El poate invoca acest argument față de terț. Însă în procesul penal el nu poate invoca secretul urmăririi penale față de bănuit. Regula generală a procesului penal este că procurorul trebuie să deschide toate probele în fața bănuitului. În cazuri excepționale, 2% din 100, când există temeiuri necesare și motivele suficiente, procurorul poate amâna acest termen pe o perioadă scurtă de timp necesar de prezentare a tuturor probelor părții apărării. Dar nu poate să o facă, deci în diopsis nu-i prezinte părții apărării probele care există în dosar penal. Următoarea regulă care există, el nu trebuie să-i prezinte numai probele acuzării. El trebuie să-i prezinte toate probele care sunt. Cât probele care sunt contrar intereselor bănuitului, atât și probele care sunt în favoarea bănuitului. Această regulă este instituită de articolul 5, paragraful 4 și de articolul 6 al Convenției Europene, paragraful 3, dacă o să urmăriți, o să citiți articolul 6, în materia penală. La noi procurorul deseori aplică, invocă argumentul că există secretul urmăririi penale. Iar el nu este corect. El există față de terți. Iar scopul secretul urmăririi penale, în mare parte, este pentru a apăra bănuitul de învinuirile arbitrare și de condamnare arbitrară pe învinuit de către societate, atunci când încă nu există sentința de condamnare. Anume, acesta este scopul secretului urmăririi penale, deoarece, ca regulă, societatea vede o persoană arestată vinovată în comiterea unei infracțiuni. Și pentru ca să nu îi creăm aceste imagini ilegale, practic, arbitrare că persoana deja este vinovată în comiterea unei infracțiuni când este arestată, a fost instituit principiul secretului urmăririi penale. Numai
În baza unei sentințe de condamnare, persoana se consideră vinovată în comiterea unei infracțiuni, prezumție de nevinovăție. Iar aici, în acest caz, procurorul pur și simplu abuzează de această prevedere, cum este secretul urmăririi penale. Să știți, da. Da, da, da. El nu există față de bănuit și aparatorul acestuia. Toate probele trebuie să fie prezentate. Toată informația trebuie să fie prezentată. În cazuri excepționale, vă spun. Excepționale. Ieșite din comun. Procurorul poate amâna sub controlul judecătorului prezentarea anumitor probe sau informații bănuitului. În Republica Moldova, codul de procedură penală, acest capitol nu este echitabil. El prevede că bănuitul nu se prezintă probele decât după finisarea urmăririi penale. Deci cum eu pot participa la urmăririi penale în mod efectiv? Dacă eu habar n-am ce are procurorul și ce probele are împotriva mea și ce învinuiri el îmi aduce mie. Înțelegeți? Eu nu pot participa aici. Iar atunci când dosarul durează un an, doi, trei numai la procuror, atunci apare întrebarea, cum eu pot interveni în proces și stopa această ilegalitate, deoarece eu tot timpul, tot acest timp, eu mă aflu sub o presiune anumită, sub presiunea răspunderii penale, sub presiunea condamnării, mai ales când pedeapsa poate fi destul de severă în Republica Moldova, ea poate fi și prevăzută pe viață. Cu alte cuvinte, avem foarte mult de învățat, pe plan procedural, pe plan material, pe terenul dreptului la libertate. Și foarte succint cum se pregătește cereri la Curtea Europeană, când nu avem timp. Prima regulă la pregătirea cererii fața Curții Europene a drepturilor omului este regula epuizării remediilor interne, efective, create de către statul părât. Articolul 35 al Convenției Europene. În Republica Moldova există două căi care noi trebuie să le trecem, înainte de a se adresa la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, când vorbim de articolul 5 al Convenției Europene, libertatea și dreptul la libertate și prezumția libertății. Este instanța de judecată, judecător de instrucție și Curtea de Apel, care examinează recursurile împotriva încheierilor judecătorului de instrucție privind aplicarea măsurii preventive. Am trecut judecător de instrucție, am trecut Curtea de Apel, am primit decizia Curtea de Apel privind respingerea demersului. Următoarea cale este 6 luni la Curtea Europeană. De la 2014, de la 1 ianuarie, 4 luni o să fie de pregătirea cererii la Curtea Europeană. Cererea la Curtea Europeană se face conform formularului stabilit de grefa Curții Europene. Puteți găsi în internet acest formular, el este în limba română, este în limba rusă, în limba engleză, franceză, în 47 limbi. Câți state a Consiliului Europei sunt, atâtea limbi sunt, atâtea formulare sunt. De asemenea, Curtea Europeană și secția grefă a elaborat instrucțiuni practice cum se îndeplinește o cerere la Curtea Europeană pentru drepturile omului, tot poate fi găsit în mod ușor în internet, fără nicio dificultate, chiar prin Google. Dacă găsiți instrucțiunile practice, le găsiți în 47 limbi în care doriți. Nu chiar, pentru că Austria vorbește germană și mai sunt astfel de state. Sunt mai puține limbi. Limbile, da, sunt mai puține, statele sunt mai multe, corect. Statele sunt fix 47, câte membri în Consiliul Europei. Da, 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 sunt 47 state. Deci, după întocmirea cererii la Curtea Europeană, deci o întocmiți în felul următor. Paragraful 14, tot timpul sunt faptele. Faptele le indicați care sunt relevante cazului, cine este reclamant, când a fost arestat, data, ziua, ora, locul, de cine a fost arestat, unde a fost plasat, cât timp s-a aflat sub arest, acestea sunt fapte. Tot la fapte indicați cum ați procedat în timpul arestului. Dacă ați contestat arest, ce ați scris în plângerile dumneavoastră, unde v-ați plâns împotriva arestului, dacă v-ați plâns corect conform legislației naționale împotriva arestului, dacă ați contestat la judecător această arestare, ce ați scris în plângere la judecător, cum s-a examinat la judecător contestația dumneavoastră, dacă ați scris plângere la Curtea de Apel, cum ați scris plângerea la Curtea de Apel, ce argumente ați invocat la Curtea de Apel și cum a fost examinată plângerea dumneavoastră la Curtea de Apel.
toate faptele acestea trebuie să fie descrise succint, relevant, dar cât se poate de clar, ca să fie înțeles ce ați făcut dumneavoastră, ce ați întreprins dumneavoastră. Toate faptele pe care le invocați pentru Curtea Europeană, în cerere, în paragraful numărul 14, trebuie să fie susținute de probele. La Curtea Europeană se aplică cel mai riguros standard de demonstrare a probelor, care se numește dincolo de orice dubiu rezonabil. Dumneavoastră trebuie să prezentați mai mult de 95% informația și documentele relevante care demonstrează faptele pe care le invocați. Adică trebuie să aveți anexe, documente. La Curtea Europeană nu puteți primite persoane, toate documentele trebuie să fie înscris, prezentate pe hârtie, conform instrucțiunilor practice. Cererea se îndeplinește în limba română, rusă, franceză, engleză, germană, în care doriți, în 47, în limbile a 47 state a Consiliului Europei. Ca regulă, prima cerere poate fi depusă în aceste limbi. În drept, paragraful 15, indicați ce cereți de la Curtea Europeană. Deci Curtea Europeană nu poate să vă elibereze de sub arest. Deci cereți numai constatarea violării dreptului dumneavoastră prevăzut de articolul 5 al Convenției Europene. Tot aici trebuie să descriți argumentele în drept. De ce dumneavoastră considerați că articolul 5 al Convenției Europene a fost violat? Iată, aici trebuie să aduceți principii generale privind aplicarea articolului 5 al Convenției Europene și cum dumneavoastră considerați că aceste principii generale sunt aplicabile faptului dat, pe care dumneavoastră l-ați descris în paragraful 14. Argumentele dumneavoastră, aici numai logică trebuiește, analiza abilitățile dumneavoastră personale, profesionale, pe care dumneavoastră le aveți. Le descrieți aici, aduceți argumentele și trebuie să existe forța argumentului. Că anume în această cauză, aceste fapte pe care dumneavoastră le-ați prezentat, demonstrează violarea articolului 5, paragraful 1, 2, 3, 4, dumneavoastră le invocați. Și descrieți de ce considerați că a fost violat. La cerere trebuie să anexați numai decât procură semnată cinstit de către persoană arestată. Nu falsificați semnăturile, deoarece este specific țărilor post-sovietice. Nu falsificați semnăturile. Dacă persoana nu este, spre exemplu, la dumneavoastră, trimiteți-i scrisoarea, cum eu am făcut, spre exemplu, cu cauza Ipatiei. Persoana era în altă localitate arestată, eu eram la Chișinău, eu pur și simplu am trimis scrisoarea în închisoare, el mi-a semnat mie procură în închisoare și mi-a trimis mie procură înapoi prin poștă. Eu am primit procură și am expediat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă persoana se află, spre exemplu, a fost arestată, ilegal s-a aflat sub arest, pe urmă a fost eliberată și a plecat undeva, cum eu am cazuri în Italia, în Israel, în Australia, fix așa, expediați prin internet, prin poștă electronică, procură, ea semnează acolo unde ea este această persoană și prin poștă, în mod normal, vă expediază înapoi procură pentru dumneavoastră ca să puteți pune, anexa procură la dosar. Totul trebuie să faceți cinstit, cu bună credință, fără falsificări, fără abuzuri și fără speculații care pot și care sunt specifice dreptului sovietic. Mai departe, procura nu trebuie să fie autentificată de nimeni. Numai semnătura reclamantului, părții persoane care a fost arestată, care se pretinde că este victima articolul 5 al Convenției Europene. Deci este semnat de către reclamant, dumneavoastră confirmați că, într-adevăr, luați împuternicirile acestea, jos după semnătura reclamantului este special semnătura pentru avocat, că dumneavoastră primiți aceste împuterniciri și angajați anumite responsabilități în fața Curții Europene. Știți că dacă o să prezentați cauza în mod fals, dacă o să prezentați faptele în mod arbitrar, dacă o să falsificați ceva, Curtea Europeană poate să lipsească de dreptul de a mai depune cereri la Curtea Europeană pe toată viața, cum era cu un avocat din Republica Moldova, cu un profesor de la Universitatea de Stat. Mai departe, deci, la materiala cererii de chemare la Curtea Europeană, la formularul cererii, anexați procură semnată de reclamant fără autentificare, numai de semnată de dumnealui, și anexați în copiile toate documentele relevante. Ca regulă, pe articolul 5 al Convenției Europene, dreptul la libertate, se cere să anexați
Și de asta trebuie să aveți aceste documente. Documentele care confirmă reținerea, prima reținere a persoanei, proces verbal de reținere. În copie. Nu trebuie să legalizați nimic. Totul merge pe încredere, că sunteți cu bună credință. Dacă ați prezentat un document fals, dacă o să falsificați ceva, o să fiți pedepsiți, pur și simplu. Și n-ați mai puteți depune nicio cerere la Curtea Europeană, iar reclamantul va fi pedepsit prin scoaterea cererii de pe rolul Curții Europene, fiind abuz de drept. Copia plângerii, dacă o aveți, împotriva arestării, împotriva procesului verbal de reținere. Copia plângerii, dacă o aveți, la judecător de instrucție. Demersul procurorului la judecător de instrucție. Copia recursului la Curtea de Apel împotriva încheierii judecătorului de instrucție. Decizia Curții de Apel, Chișinău, spre exemplu, sau Bălțului, sau Comratului, Cahulului și mai care mai sunt la noi. Tighin. Bindir. Da, Bindir. În copii trebuie să le anexați numai decât pentru demonstrarea cum a derulat procesul, care a fost atitudinea statului, atitudinea instanțelor de judecată față de cererea dumneavoastră, față de cauza dumneavoastră, față de argumentele dumneavoastră. Deci, la Curtea Europeană se examinează argumentele, în primul rând, care au fost aduse de partea procurorului, argumentele aduse de partea dumneavoastră și constatările instanțelor naționale. Acest lucru se examinează la Curtea Europeană. Se expediază prin fax, îl găsiți telefonul Curții Europene în internet, este foarte simplu. Însă, după ce este expediat prin fax, dacă, spre exemplu, expiră termenul de 6 luni, numai decât în termen de 5 zile, conform instrucțiunilor practice, trebuie să expediați în mod normal, prin poște normale, scrisoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de dorit cu scrisoare recomandată, ca să aveți confirmare că ați expediat. Eu expediez și cu aviz, ca să știu când precis Curtea Europeană a primit cererea din numele meu. Avizul se întoarce tot timpul cu semnătură ștampilă a Curții Europene. Cererea se consideră depusă la Curtea Europeană de la data când dumneavoastră ați depus-o la oficiul poștal sau de la data când dumneavoastră ați expediat-o prin fax la Curtea Europeană. Prin poștă electronică Curtea Europeană nu lucrează. Măcar că sunt adresele juriștilor de la Curtea Europeană. Cine lucrează mai mult cu Curtea Europeană are aceste adrese, însă această adresare nu este oficială. Nici cu coletul la microbuz. De obicei, din cerere la Curtea Europeană, eu indic și adresa mea poștă electronică, adresa mea electronică. De ce? Pentru ca Curtea să mă informeze în mod de urgență atunci când ceva este de urgență. Și altfel, spre exemplu, Curtea de obicei vă informează prin poștă electronică când va fi emisă decizia. Pe cauza cine a urmărit Colibaba în 2006, eu știam deja cu o săptămână când va fi decizia, deoarece eu am fost informat de către Curtea Europeană când va fi publicată decizia. Cauza Ferraro anul acesta, eu știam cu 10 zile înainte, că eu am publicat-o în Facebook deja. Pe Ipatie tot așa, știam cu vreo 2 săptămâni, că deja va fi decizia. Cu aproape cu 50% din cauze, eu deja știam când va fi emisă decizia, deoarece Curtea Europeană de obicei prin această adresă electronică vă informează care este poziția Curții Europene și când va fi publicată hotărârea. Deci ați expediat prin poștă cererea la Curtea Europeană și așteptați ce va face Curtea, da? Nu, spuneați, când e mai se informează și despre poziția, adică decizia în cauză sau nu, doar dată? Nu, numai dată când va fi făcută publică hotărârea. Eu nu cunosc cauza. Bine, eu deja știu din faptul pe care eu le examinez, din materialul dosarului, eu știu la 99% care va fi soluția Curții Europene. Pentru mine e suficient. Deja este numai să știu faptele și argumentele, deja văd soluția. Dar la această situație trebuie să... pentru această situație trebuie să vă antrenați foarte mult. La nivel național, conform articolul 35 al Convenției Europene. Aici trebuie să lucrați mai mult cu argumentele, cu faptele, nu cu mită, nu cu înțelegerile, dar anume cu argumentele, cu faptele, aici, la nivel național. Atunci, la dumneavoastră dezvoltă această abilitate și dumneavoastră, la un anumit moment, peste vreo 3, 4, 5 ani, numai din fapte o să puteți face concluzii dacă există sau nu violarea Convenției Europene. Numai ați citit faptele, deja la 99% știți dacă este sau nu violare. La această situație să puteți ajunge, dacă o să lucrați normal, cinstit,
купони кредит, це підписання. Парк Гата. Я не буду даже этих...